Salutare lume! Astăzi am să modific acest amplificator din cauza că așa l-am luat eu incomplet. Boxele sunt funcționale, așadar am să le disfac ca să vă arăt și vouă cam ce au înăuntru. Am să disfac doar una. Amplificatorul ăsta a fost făcut din două bucăți, așa deci se poate vedea de ce are numai butoanele astea, volum, funcție, înalte, joase și șire pe căști, deci nici măcar nu are buton de pornire pe ea. Uitați aici în spate, are ventilator, ieșirile pentru boxe, aici are conexiunea aia care vinea cu cealaltă unitate, impedanța minimă este de 4 ohmi. Boxele astea tot la fel, impedanța este de 4 ohm 50W. Ce modificare aș vrea să fac? Vreau să găuresc în spate să-i pun două RCA-uri și aici butonul ăsta trebuie să-l înlocuiesc, deci ăsta care l-are acum, să spun așa, se învârte la un infinit, la fel și ăsta cu funcții. Butonul de volum am să-i pun unul simplu, analogic să spun, și butonul ăsta de funcție am să-l scot și am să-i pun un buton de pornire. Acum la început am să disfac boxele ca să arăt și pe urmă am să mă apuc și de modificarea asta. Acum am fixat camera. Deci uitați și voi cum arată de aici din față. E așa o leacă de praf. Uitați și din spate. Acum am să disfac partea din față. Incinta nu are niciun fel de fonoabsorbant în interior, totuși se vede că este făcută din MDF. Pe partea din alte văcare condensatorul ăsta, este un condensator de 2,2 microfarați pe 100 de volți. Bobina la difuzor este de 1 inch, da, deci acum am să-l montez înapoi și am să trec la amplificator. Acum am să disfac amplificatorul.
Deci, în total sunt 6 șuruburi. După cum arată, așa, deci bordul, partea din față, nu are niciun circuit integrat și nimic altceva decât butoanele LED-ul și astea ce mai are el pentru control. Banda asta de comandă de aici, care vă duce direct aici în spate la mufa asta de aici, care pleca către cealaltă componentă, să spun așa. Sursa de alimentare este una în comutație. Mă uit aici, văd că nu e nimic în neregulă. Totuși, nici componentele nu sunt, deci nu știe ce mare chestii, deci nu e ceva de calitate înaltă, deci ceva de calitate medie aici. Ăsta de aici, sigur, ar trebui să fie integratul de amplificare. Deci este un TDA 8947J. Am observat totuși că partea asta din față, bordul, este făcut din aluminiu. Deci are aici bucata asta de plastic și profilul ăsta de aluminiu pus deasupra. Butoanele astea sunt făcute din plastic. Dar așa, ele se simt foarte rigide. Deci primul lucru pe care am să-l fac, am să caut un buton de power și am să-l înlocuiesc cu butonul ăsta de aici. Așa, și pe urmă am să caut și un buton de volum pe care să îl pun în locul la ăsta. Și pe urmă am să caut aici pe unde intră semnalul și am să vin la butonul ăsta din față și pe urmă am să dau două găuri aici și am să-i pun două RCA-uri. Deci cam așa arată placa pe Verso. Uitați aici ce mai este, deci are integratul ăsta. Așa, aici are integratul ăsta pe partea de comutație. Acum va trebui să identific, să văd care este standby-ul la circuitul ăsta. Deci am stat puțin și am analizat placa asta aici și am observat că sursa în comutație nu are standby, deci în momentul când o bagi în priză, aceasta acționează și alimentează cu două tensiuni, una cu o tensiune alimentează etajul final, adică acest TDA. Alimentarea este undeva la 21 V, măsurat pe condensator, și a doua alimentare este de 12 V. Integratul ăsta are standby, așa că o trebuie să caut standby-ul pe integratul ăsta și am văzut că el face comunicarea prin niște tranzistori. Aici are un operațional care este făcut să amplifice pentru căști. Sârma asta de aici, care am lipit-o unde vine mufa de la căști, din cauza că în momentul când bagi căștile, etajul final este decuplat.
Așa, deci de-aia am pus sârma asta aici. Și rezistența asta am pus-o pentru standby, pentru că standby-ul este alimentat cu o tensiune mai mică, undeva la 9 V. El aici pe placă are o rezistență care reduce curentul. Rezistența asta este de 1,2 kΩ, care se alimentează cu tensiunea de 12 V. Am căutat și pine de intrare pentru semnal. Uitați de ce am făcut cu markerul. Dacă pun degetul, se aude bârâia la aia și cum n-are semnal. Ăsta e un canal și ăsta e canalul 2. M-am uitat în data și la acest integrat și am văzut că este un integrat cu 4 canale, doar că el acum este folosit în modul punte. Este un integrat cu 4 canale, 2, ăsta 4 ori 25 de W în 4 ohmi. Deci cam asta ar fi chestia cu și cu placa asta, deci o pot folosi în continuare, numai că va trebui să dau găuri aici în spate pentru RCA și să merg cu semnalul mai departe. Până la urmă am terminat și amplificatorul, vedeți voi, deci l-am modificat total. Așa, uitați de ce am să-l pornesc. Așa, e conectat pe o singură boxă, momentan, dar am să le conectez pe astea două. Așa, acum să vă spun ce am făcut aici. Am pus transformatorul ăsta mare aici și ăsta la mititel aici în partea asta. Amândouă au ieșiri bipolare. Așa, deci transformatorul ăsta mic alimentează cu o tensiune în partea de redresare care o vedeți aici. Deci condensatorii ăștia are undeva la 12 V. Stabilizatorii de tensiune sunt de 7 V. Aici este placa cu preamplificatorul. Aici am pus un operațional care este mai bun decât TL082. Aici are butonul de volum analogic, la fel și corecția de ton. Acolo vedeți și voi că este intrarea și ieșirea pentru etajul final. Uitați și condensatorii de filtrat și tensiunea pe acești condensatori este de 2 ori 21 de volți. Condensatorii sunt pe 4700 de microfarads pe 63 de volți. Am pus și puntea asta redresoare aici ca să aibă răcire și ca să stea plăcuța asta aici. Ăsta e radiatorul. Așa, aici sunt două chipuri TDA7294. Rezistențele astea de aici e partea de standby și muting pentru integratele astea. Rezistențele care le vedeți aici și condensatorii sunt partea de semnal de pe intrarea inversoare. Aici este ventilatorul care încă nu a pornit. Așa, ventilatorul este pe 12 V, dar eu îl alimentez cu 5 V. Chestia e că trebuie să caut un ventilator pe 5 V ca să răcească mai bine. Aici este intrarea. Uitați și filtrul pe ieșire, deci două bobine. Acum am conectat amplificatorul la oscilloscop, deci am conectat rezistența asta de 200 W în 4 ohmi pe ieșirea de la amplificator, deci am conectat pe un singur canal. Deci acum am să redau semnalul ăsta de 1 kHz, 400 de mV. Așa, deci deja o și-a apărut pe oscilloscop. Acum îți dau volumul mai tare. Și a început puțin. Osciloscopul este setat pe curent alternativ, de asta și apare unda în felul ăsta. Așa. Deci uitați și voi cât are, 10 V RMS. 30 V peak to peak. Da, deci, na, cam ăsta e testul, nu vreau să-l țin mult timp în test, fiindcă nu are rost. Așa, deci am să conectez boxele și am să pun o melodie. Până la urmă am conectat boxele, tot intrare, deci acum am să pun melodia. În altele sunt date la maxim, basul la jumătate. Thank you.
Deci, după cum se pare, semnalul este destul de puternic. Uite, am să-i dau bas. Acum am dat basul la maxim, dar am redus din volum. Deci cam așa funcționează acest amplificator. Așa, după cum observ, boxele s-au încălzit, dar foarte puțin, deci temperatura așa puțin sesizabilă. Acum, ca ce să mai spun despre acest amplificator, este că am folosit condensatori de la Elna, ăștia la Smaris de la Nikkon. Deci cam ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.